Gata. N-am făcut nimic. Ce cauți aici, mama? Am făcut nimic rău, mama. Am făcut mâncare, că am vrut să-ți dau să mănânci de mine. Uite-te la ea, ce că am făcut numai mâncare. Ai venit aici să mă omor, domnule, să faci... Cum vorbești? Să dai foc la casă, să mă bași pe mine în mormânt! Domnule, tu bravo, dar băiatul meu e în mormânt. Domnule, inima la băiatul meu bate în peptul tău. Dar hai să mergem, te rog eu, hai să mergem. Nu vreau decât puțină liniște în propria mea casă. Mai vă cer prea mult și nu mai vreau. Nu vrei țigani în casă, am înțeles, gata. Păi dacă știi de ce nu te conformezi, domnule. Hai să mergem. Nu vreau în casă. Te rog, nu te mai enerva, că ți se face rău. Te rog frumos. Da, mi se face rău. E rău. E rău. Bă, dar ce rău, ce om rău e ăsta, bă. Du-și de-a în casă. Ce faci, mă? Tu strugări în casă. Treaba ta acum. De ce ai venit aici? De ce ai venit aici? Mă sunai și veneam eu în șatră. Mă, dar n-am făcut nimic rău, mamă! De ce am făcut? Am omorât pe cineva, mamă, dar i-am dat lui Dumbrav ăsta... I-am dat inima lui Giovaieru, mamă, te-am dat pe tine, mamă! Are ce? S-a întâmplat ceva cu tata? Spune, s-a întâmplat ceva cu tata? Da, mamă, tactu a nebunit. Vreme de Leoane! Eu i-am zis să nu plecăm de acolo, așa. De ce te pui cu nebuna? Păi de ce mințești, fă, Sulfino? Nu mi-ai zis tu că știi unde șade? Fă, ți-a zis că știu unde șade, nu că se vede Acilișa. Mă, da, Leoane, eu rămân Acilișa. Eu nu mă mai întorc, mama, acasă în șatră. Că tactu umblă numai după amanți de spuieti. Îți faci grijă de ce, mamă? Tata n-are cum să aibă nicio amantă, nu înțelegi? Păi, dar să știi că eu sunt de acord cu medelionul. Păi ce, nu văz pe Aurică făcând asta? Fă, l-am văzut eu cu ochii mei. Mamă, da. Locul tău nu e aici. Nu te dă nimeni afară, dar nu te-ai simțit bine aici. Ai fost învățată toată viața să trăiești liberă și n-ai stat niciodată mai mult de două zile despărțită de tata. Păi, asta, mamă. Am stat la Sulfină în rilotă sub pat, mamă. Da, bre, m-a strâmtorat rău de tot. Îmi cer scuze pentru tata, el nu e om rău, dar... Ei, lasă, fă, lasă, că știm noi cum e tactul, nu trebuie să ne zici nouă. Dar tu ești fată bună. Dar fii atent, Acilișa, la mine. Dacă n-ai grijă de medelionul, te ia, mamă. Păi, Sulfină, te rog eu frumos, gata-și. Medalioane, mama vede cum merge trebile aici. Du-mă acasă, mamă. Dar să știi, dacă Aurică nu-și cere iertare, eu o să-mi fac un bortei pe lac, mamă. Aoleu, ce bine. Lasă, fă, că te chem să dai la vâsle. Dă-i de mine, că nu mai scap de asta. Numai la vâsle nu trăge. Mă schimb și te duc acum. Bine. Vreme de Leoane. Putem să ședem, Acilișa, să te așteptam. Stăm cu minte. Tu n-ai dormit deloc? N-am prea putut să dorm. Tu? Niciu. Dimineața acum m-a țipit un pic, dar...
Ia zi, ce facem? E vorba de frățiorul meu aici. Tu nu o să faci nimic, Armando. Armando? Da. Nu vreau să te pierd. Am doi băieții. Ar fi prea mult. Bun, asta e. Gata. Am stabilit. Cosmin se duce să discute cu ei. Și crezi că o să se descurce mutatul? În fața mea, ce întrebări mă pus. Cosmin? Las viața copilului meu în mâinile tale. Dacă ghicezi la ce te gândești, îmi promiși ceva? Orice. Te gândești că fata asta blondă, frumoasă, regina, ar putea chiar să devină o regină dacă o modelezi puțin. Bunele maniere, o înveți să citească. E adevărat? Atunci te rog, nu te mai amesteca în viața lor. Te rog. Bine, o să stau deoparte. Hai că eu mă duc afară să-i adun pe copii la școală. Că nu sunt așa de nebuni să învețe. Hai, crezi eu? După atâta libertate, bastonașele și orele fixe le fac rău. Ține afară cât mai mult, cât e vreme frumoasă. Tăticule, lasă-mă pe mine să mă duc. Că-i frățiorul meu. Nu putem să avem încredere în oricine. Mă, tu știi ce se întâmplă dacă mergi acum? Nu o să te lase să pleci. La asta nu m-am gândit. Dacă tu nu gândești nici pentru tine, dar minte pentru alții. Știi să te joci cu chestia asta? Da. Dar nu-mi place. De ce? N-au precizie. Dacă dai de aproape, rupe tot, da? Ia-l, mă, că o să ai nevoie. Crede-mă. Dar de ce nu sunt destule acolo? Păi, tăticule, mă, ăsta e frică să pună mâna și pe pistol, tata. Cum să-l trimitem noi pe ăsta la treabă? Cosmin. Deci, ochi și urechi. Ce vor, ce fac, ce mănâncă, cum sunt îmbrăcați, dacă transpiră, dacă-s nervoși. Stresați. Tot. Deci îmi spui. Detaliile astea s-ar putea să mă ajute. Dacă sar la negociere, cât să mă duc?
Nu vor bani, mă, băiete. Pe mine mă vor. Nu o să ajungi tu la negociat, nu o să fie nevoie. Cosmin. Ai stabilit o întâlnire? Nu, nu, dar vreau întâi să arunc un ochi acolo și pe urmă stabilesc. Da. Plecăm undeva? Da. Unde? Până la locății. Să mă știe curvili de patroneasa lor, Bulibășoaia Flăcără. Auză, mămică, Ce-ai zis, mă? Ce-am zis? Nu, ce-ai zis adineaură înainte de a te flășcăi în felia aia? Ce-ai zis tu acum? Ia mai zi odată. A, nu. Normal, adică... PC, sexy și rău, dar nu am vrut asta să spun. Am vrut să spun că... am vrut să te întreb unde e Minodora. Ai tinut-o pe undeva pe Minodora? Unde e Minodora? Nu, n-am trebuit să... unde e? Nu știu, poate se ascunde pe undeva în casă, că e supărată. Că nu poate să facă copilaș la un bărbat așa. Cum dracu? Un bărbat așa, mă, cu mă așa ca tine, cum îi zice? Bărbat masculin, masculin. Masculine mătă. Cum îi zice mă la aia? Aia mă de la Paris, mă, care... Macho boy, boule, ce dracu, nu-mi țin dinte absolut nimica, trebuie să le știu eu pe toate. Steven Macho Boy. Asta e tare de tot. M-a dus cu goi la Flacăra Potcovarul, de fapt, asta e. Ce faci acum? Păi ce faci acolo și atunci te comemorezi în felia aia de pepene? Treci și deschide ușa ca la toamne! Hai mai repede! Hai, vrei că e cu cheie! Păi și ce dacă e cu cheie? Deschide cu cheia! Așa! Santa Madonna! Ai grijă. Viața copilului meu. Santa Madonna, ajută-mă. Ajută-l pe Cosmin. Ajută-mă, Santa Madonna, să găsesc ceva. Și acum? Ce facem? Ne rugăm? Nu acționăm? Nu scoatem pistoale? Nu facem nimic? Așteptăm. Zilul state să pregătească niște băieți. Noi ne scoatem tot ce avem mai bun. Tunuri, tancuri, avioane. Ne uităm pe fereastră. Vedem ce frunză mișcă, ce crenguță se rupe. Să nu ne trezim cu o surpriză.
Ia să văd. Vreau să faceți câte un rând cu fiecare, da? Ce zice Ciori Cristofane? Că se întorc la cuib. Poartă-mă frumos cu ea, că ți-a fost nevastă credincioasă toată viața. Nu mai... Nu credință mă deranjează, mă. Cu limba aia ascuțită a ei am eu niște probleme. Uite, mai ce stai cu el, nu-l mai contradice, că știi că nu-i place să-i să sufle în iaun. Te rog eu, mă. Știu, mamă, lasă-mă, lasă-mă. Numai să-și ceară mai întâi iertare, mamă. Tată, ți-am adus-o pe mama. Ce, a fost plecată? A fost plecată, mă, Cristofare, eu n-am băgat de seama. A fi fost pe la bărbați. Eu, mă? Să fie a dracu aia care îți mai face ție umble de mâncare. Vezi, mamă, eu nu mai intru în casă nici tărâtă, mamă. Păi nu intra. Hai, Cristofare, să ne uităm la televizor. Fă, Sulfino, hai fă la noi acasă în rilotă, fă, să dăm drumul la muzica aia, așa. Să facem dorul ăla. Da, hai, fă, să mergem. Uleu, bre, dă-te minte copiilor, uită-te și tu cum se comportă. Vezi pe spălăcită cum se comportă. Du-te în casă după tatăl tău. Și ce să-i zic? Păi nu știu ce să-i spui, să fie mai înțelegător cu ea. O să te asculte, vergi băiatul lui. Hai să mergem, hai, te rog, n-are niciun rost. Vitamina, ai scris? Da. Da. Ați da. Scris toți? Da. 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 Bine. Cam anemic. Nu prea te hrănește păsărica aia ta. Niște italieni îl țin ostatic pe fiul lui. Armando? Nu. No. Pe celălalt. Mai are unul. Rubin, Rubinu. Ceva de genul ăsta. Stai puțin, stai puțin. De ce n-am aflat eu de chestia asta până acum? Pentru că și eu am aflat abia seară. M-a trimis să mă întâlnesc cu unii care merg pe mână cu Sil, știi? Unul care spăla parbrize. La Matei Ambrozie. Fost om al lui Cuțitaru. Și se pare că ăștia sunt mafioții. Și acum o să vă arăt litera D. Foarte bună! Foarte bună! Cer scuze pentru lecția de data trecută, care era foarte proastă. Asta e lecție foarte bună. Aruncă dreie cu tot alfabetul, facem alfabet de două litere. D și E, dolar și euro. Asta este. Hai, scrieți, copii. Strigă cineva pe tăticăs. E Minodora, e fata dumneavoastră. Minodora, uite că vă strigă pe mine. Ce ai făcut? Mă, tăticule, de ce m-ai născut după mine? Ca să n-am noroc în viață să râdă curcile de mine? Păi, tu vii aceea să-mi pui întrebări? Domnișoară, ia dă-le creația mare puțin, ia, așa? Ia, plecați aici, ia. Hai, plecați, plecați. Hai, Sifu. Mă, tăticule, tu știi, tu stai aici și habar nu ai de nimic, n-ai habar și ăștia-și bate joc și de tine și de mine, păi până când vrei să trăiesc așa, cât vrei să mai pot să duc și o, tu și eu așa? O, fă, că vorbești de ataca, 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 parcă ești picătura chinezoaică. Zi, scurt! Tăticule, Steven și cu flacăra neșeală. Și ne înșală unul cu altul. Adică Steven bărbățelul meu se iubește cu flăcărica, adică cu mămica mea și cu nevasta ta. I-am găsit eu la tine în papa, amândoi i-am prins. Ce-i zandă?
Înșeală pe tăticu, adică... Ce faci? Hai, stai! Pleacă, bă! Ce-ai dispărțit de oameni? Hai, mă! Unde e făl? Unde e făl? Unde ești făl? Du-mă la ea! Du-mă pe scoare la ea! Vino, du-mă pe scoare!